La profesor, în primul rând, felicitări pentru performanța obținută la Final Four-ul de la Bistrița. Mulțumim, mulțumesc. Da, este o mare realizare, o mare reușită, ne bucurăm de acest lucru. Încă nu conștientizăm ceea ce am făcut acolo, dar e clar că am făcut lucruri nemaipomeni și ne bucurăm de acest rezultat și de ceea ce va urma. Federația Română de Handbal a făcut o adresă prin care ne invită să dăm curs participării, dacă avem condiții și în Liga Campionilor, e vorba și de HF. No. Explicați-ne mai mult ceva alege clubul. Da, cred că s-a înțeles că am greșit aceea cu partea ce participa Liga Campionilor. Nu cred că e. Clar că Federația Română de Handbal s-a gata trimisă, dacă ne invită să ne invită. Da, ne invită, după rezultatul care l-am obținut. Să spune concret în ce competiție vom participa. Exact, normal, în urma disputării acestui Final Four, competiția care vom participa e cupa EHF. Acum, concret, în grupe preliminare, vom vedea, dar sigur vom participa în cupa EHF, nu în Liga Campionilor. S-a făcut puțin o confuzie acolo cu acea adresă. Nu suntem noi de Liga Campionilor și nu ne permite competiția, nu ne permite rezultate care l-am obținut ca să participăm în această competiție. Deci locul nostru va fi ca și finalist al Cupei României în cupa EHF. Urmează meciul cu Brăila, o sărbătoare pentru noi, având în vedere ce sezon am avut. Ce așteptări aveți de la această zi de vineri? Da, în primul rând, fetele trebuie să recitate în acest ultim joc și sunt convins că toți suporterii vor veni în sală pentru a le felicita pe fete în direct, în urma rezultatului care obținut la Final Four. Referitor la așteptările la acest joc, efectiv doar să ne bucurăm de această ultimă etapă, să ne bucurăm de ceea ce am realizat. Și ca și rezultat sau ca exprimare în joc, în momentan nu pot să vă spun ce așteptări am eu personal. Personal îmi doresc doar ca fetele să se bucure de acest ultim mes, să ieșim sănătoase după acest ultim joc și bineînțeles să ne bucurăm de acest final de campionat pe care nu l-așteptam, îmi spune ce nu l-așteptam. Deci va trebui să încheiem cu o sărbătoare de toate puterea. Ați făcut niște achiziții neștiind totuși că vom juca în cupele europene. Întrebarea mea este dacă veți mai face anumite achiziții special pentru această competiție. E clar că dacă e să participăm direct în grupele cupei EHF, vom aștepta să vedem clar ce se va decide. Acea competiție se va începe să dispute după luna ianuarie februarie. Deci ca și perioada de transfer mai este timp destul. Noi clar că ne-am concentrat și ne-am gândit pentru transferul care l-am făcut pentru sezonul competițional următor, campionatul următor, care se anunță foarte, foarte greu, va fi mult mai greu ca acesta care l-am terminat, care îl terminăm. Și de aceea am făcut acele achiziții. Clar că pentru competiția care va urma din punct de vedere al participării cupelor europene, va trebui să mai transferăm ceva jucătoare de calitate. Și vom vedea dacă și financiar ne vom permite, eu cred că acum toți cei care sunt alături de echipă, din punct de vedere administrativ, sunt puțin, să-i spunem așa, li s-a ridicat mingea la fileu, vor trebui să facă eforturi pentru a face o echipă competitivă și în acea competiție europeană. Da, în acea competiție europeană este campionatul Ligii Florilor, care pentru sezonul viitor se va anunța foarte, foarte disputat.